La 4 aprilie 1921 se înființează prin decret regal Institutul de Seruri și Vaccinuri, sub conducerea doctorului Ioan Cantacuzino, centru în care s-a dezvoltat Școala Românească de Microbiologie. Institutul funcționa ca unitate de stat, având de drept sarcini cercetarea științifică și prepararea serurilor, vaccinurilor și a produselor biologice necesare diagnosticului, profilaxiei și tratamentul bolilor infecțioase. La înființare existau 4 secții și câteva servicii. Pe măsura descoperirilor survenite s-au introdus în producție vaccinul BCG, anatoxina difterică, tetanică și stafilococică și streptococică, diverse săruri terapeutice sau de diagnostic bacteriologic, vaccinul antiexantematic. În prezent, Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Microbiologie și Imunologie Cantacuzino funcționează în conformitate cu hotărârea de guvern 1563 din noiembrie 2008, având ca domeniu de activitate sănătatea publică. Activitatea de cercetare științifică, dezvoltare tehnologică și inovare se desfășoară în domeniile infecții bacteriene, virale și parazitare, biologie celulară și moleculară, imunologie, biotehnologie și genetică microbiană. Medic, bacteriolog, cercetător, profesor, academician, Ioan Cantacuzino este fondatorul Școlii Românești Moderne de Microbiologie și Medicină Experimentală. Descoperirile sale, având o importanță deosebită în tratamentul holerei, tifosului epidemic, tuberculozei și scarlatinei. De numele său se leagă înființarea primelor dispensare și sanatorii antituberculoase din România, cât și inițierea vaccinării BCG a copiilor. Ioan Cantacuzino s-a născut în noiembrie 1863 la București. A făcut studii de filozofie la Sorbona între 1882 și 1885, de științe naturale între 1886 și 1891 și de medicină între 1887 și 1894 la Paris, unde în 1894 și-a susținut teza de doctorat. După un stagiu la Institutul Pasteur din Paris între 1892 și 1894, este profesor de morfologie animală la Facultatea de Științe a Universității din Iași între 1894 și 1896, de medicină experimentală la Facultatea de Medicină din București între 1901 și 1934, director general al Serviciului Sanitar Român între 1907 și 1910, șef al Directoratului Sănătății Publice, Civile și Militare între 1917 și 1918. Din inițiativa și la insistențele sale, se înființează în 1921 Institutul de Seruri și Vaccinuri, al cărui prim director este și unde doctorul Ioan Cantacuzino va crea centrul în care s-a dezvoltat Școala Românească de Microbiologie. Cercetările sale se concretizează rapid, reușind să prepare serul antistreptococic, antidisternic, vaccinul împotriva febrei tifoide, a holerei asiatice și a tifosului exantematic. Ministru al Sănătății și Ocrotirilor Sociale între 1931 și 1932, elaborează legea reglementării muncii în porturi și a finanțării luptei contra tuberculozei din beneficiile loteriei de stat. Fire comunicativă, Ioan Cantacuzino era simpatic, erudit și extrem de perseverent. Avea o putere de analiză, sinteză și concentrare de excepție. Mare iubitor de artă, era posesorul uneia dintre cele mai frumoase și mai bine alese colecții de amator particular din Europa, conținând stampe, desene și cărți vechi. S-a stins din viață în ianuarie 1934 la București. Metoda de vaccinare anticolerică pusă la punct de doctorul Cantacuzino și care îi poartă numele este folosită și astăzi în țările unde se mai semnalează cazuri de holeră.